următoarea ordine de zi pe care dumneavoastră aveți în față. Dacă e necesar, o pot citi. Nu o mai citi. Deci fiecare știe. Da. Supunem la vot noua ordine de zi modificată. Cine este pentru? Ce avem un vot? Abțineri. Primul punct. Aprobarea procesului verbal la ședințe ordinare din data de 29.06.2018. Cine este pentru? Avem abțineri? Cu 17 voturi pentru, procesul verbal la ultimul trecut a fost aprobat. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul 1 al anului 2018 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Avizează Comisia Juridică și Urbanism. Aș ruga președinții de comisie să prezinte situația voturilor. Pentru că nu a fost aici. Pentru fiecare comisie. Comisia juridică... Comisia de urbanism nu a fost. De față nu știu ce a făcut. Comisia de urbanism, președintele, ați votat, ați avizat favorabil? Deci a fost 3 voturi pentru... Și 2 abțineri? Bun. Deci este aviz favorabil. Fiind avizul favorabil, tot dacă avem ceva... Eu vreau să fac câteva completări. Ca inițiator de proiect, trebuie să spun de ce am propus inițierea acestui proiect, domnul președinte. Vreau să vă fac precizarea că în baza votului comun 95/2010, ordonatorul principal de credite este obligat să prezinte o informare Consiliului Local vis-a-vis de înscrierea datelor în Registrul Agricol. Și la articolul 1 am prezentat stadiul în care se află astăzi înscrierea datelor în Registrul Agricol. Și prin asta ați avut, am aportat documentația. Iar la articolul 2 propunem un program de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în Registrul Agricol al orașului Cărmănești. Acest plan de măsuri, program de măsuri, prezentat în anexa 2 la proiectul de hotărâre. Practic, până la sfârșitul anului, datele pe care noi le vom înregistra vor fi prinse în Registrul Național Agricol, cunoscut sub numele de CRAN, și vor fi, sigur, baza de date va fi accesată de autoritățile care au competență să acceseze această bază de date. Dacă aveți întrebări, vă rog. Dacă nu sunt întrebări, putem supune la vot. Cine este pentru? Abține. Domnul Descu, abține. Cu 16 voturi pentru și o abținere, domnul consilier Descu s-a abținut, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 3. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pentru anul 2018 și a toate orașului Dărmănești. Are cineva o nelămurire? Dacă nu, să rugăm inițiatorul să-l prezinte. Da. Sunt câteva rectificări, sau aș putea spune, influențe pozitive la rectificarea pe care o prezentăm astăzi aici. Este vorba de suma pe care am primit-o din subvenții, din fondul de intervenții. Și mai exact, banii pe care am primit prin hotărâre de guvern în urma inundațiilor. Este vorba de valoarea de 450.000 de lei. Și, sigur, câteva creșteri și depășiri la anumite clase pe care le avem noi aici. Avem depășiri la impozit pe teren, la taxe judiciare,
Valoarea pe care o propunem astăzi, suma pe care o propunem pentru rectificare, 514.000 lei. Pe comisie am discutat cum propunem distribuirea acestor sume. Întrebări dacă aveți. În comisie am discutat despre această rectificare. Noi am zis că suma de 50.000 de lei ar fi bine să o alocăm pentru drumul. Dar mi s-a promis de domnul primar că făcând această rectificare de 150.000 de lei și până pe 22 august se va reface și primul de lei. Da, cu siguranță am alocat 150.000 de lei pentru refacerea străzilor afectate în urma ploilor din luna iunie, sfârșit și iulie. Imediat cum vremea ne va permite și sper ca ploile să oprească, vom interveni. Eu cred că până la sfârșitul lunii august, așa cum a spus, 23-24 august, vom încheia procesul ăsta de refacere a străzilor. Și o problemă pentru oameni din zona Tăbuveni, dacă puteți să ne spuneți, ați discutat la apele române pentru Digul ăla, pentru oamenii sunt... Pentru cetățenii și, în general, nu numai pentru cei din Corbuven, care au fost afectați de inundații, totuși și uzul, în procesul verbal care a fost încheiat de comisia, care s-a deplasat la orașul Bărmănești, este prins Digul de la Corbuven, pe totuși. Mai mult decât atât, noi am solicitat o lungime, refacerea pe o lungime de 1400 de metri liniar de dig. Cade în sarcina apelor române, pentru că tot ce ține de trotul și afluenți, răspunzător sunt cei de la apele române. Sunt prinse aceste sume în raportul pe care l-a trimis prefectul județului Bacău împreună cu președintele Consiliului Județean la Ministerul Dezvoltării. Așteptăm să vedem care este decizia guvernului și sper să se aloce resurse. Repet, linul pe care l-am făcut noi în 2016, din puținii bani pe care i-am primit, a reușit să facă față la inundațiile care au fost, deși, sincer, n-am crezut că să țină. Este erodat în proporție de 80% și am solicitat și astăzi, prin proastere, să transmisă vicepremierului intervenția regim de urgență la acest lucru. Așteptăm să vedem ce decizii vor lua guvernanții. Și totuși, câți bani am solicitat în urmă inundațiilor? Cât au fost afectat? Da. Este bine că ați întrebat, domnul consilier. Pagubele produse la Bărmănești sunt în valoare de 7 milioane de lei, altfel spus 70 de miliarde de lei vechi, și am primit 450 de mii de lei, adică 4 miliarde jumate. Deci avem pachet de 70 de miliarde și am primit 450. Noi am solicitat, să știți că nu este doar Bărmănești în situația asta, și celelalte localități din jurul nostru au primit la fel de puțin. Când a venit doamna premier la Tătuna, am avut o discuție mai mulți primari cu doamna premier și mi s-a promis că se solicită să se acceseze acel fond al Uniunii Europene de intervenție. Da? Sperăm ca în perioada următoare guvernul să-și facă treaba și să reușim să primim măcar parte din aceste sume, pentru că, așa cum am spus și în adresa care am transmis-o astăzi, dacă va continua să plouă, și acum, în momentul discuției, suntem cu pot portocaliu de ploi la Bărmănești, practic toate construcțiile hidrotehnice care au fost în picioare, la momentul ăsta sunt distruse și riscul de inundații și de a evacua cetățenii este foarte mare. Deci din 70 de miliarde am primit 4 miliarde și jumătate. Nici măcar 5% sau 6%. Da. Am și o nelămurire. Făcând parte din Comisia de Urbanism, am găsit aici refacere două punți peatonale, strada Procu și strada Sălătuc. E vorba de cartierul Sălătuc, acolo au greșit pe aia, dar e vorba de cartierul Sălătuc. Deci cartierul Sălătuc. Este luat exact din hotărârea de guvern. Hotărârea de guvern, așa au spus, strada Sălătuc, este vorba de cartierul Sălătuc. Da. Dacă mai sunt întrebări, putem să pune la vot. Cine este pentru? Abține. Domnul Des, abținere. Cu 16 voturi pentru și o abținere. Domnul consilier Despa s-a abținut. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 4.
proiect de hotărâre privind acordarea drepturilor bănești pentru 1 iunie 2018 aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de declarare. Dacă sunt întrebări vis-a-vis de acest proiect, ședințele anterioare au fost discuții, împreună cu domnul primar, poate până în luna septembrie, octombrie, se găsește o soluție pentru că noi, la nivel de Tărmănești, anual dăm undeva 60.000 de lei. Așa, și mai mult. Și mai mult. Și să găsim o soluție cu noi ca asta. Da. Să diminuăm aceste cheltuieli. Am spus pe comisii, sunt două direcții pe care merge, în primul rând, datorită lipsei de fonduri pe care, cu care ne confruntăm toți. Cred că de anul viitor vom renunța la plata NABP-ei, că nu mai avem din ce plăti. Până atunci vom solicita Inspectoratul Județean să caute soluții la repartizarea cadrelor didactice sau să țină cont, în primul rând, de cadrele didactice de pe raza orașului Tărmănești. S-ar putea să nu fie, eu știu, chiar așa de legal ceea ce cerem noi, pentru că acolo știu că legea prevede o anumită funcție de note, funcție, dar pentru noi ar fi extraordinar dacă ar ține cont de această rugămintea noastră. Să fie repartizați, în primul rând, repartizate cadre didactice eventual din apropierea orașului Tărmănești, pentru că costurile ar fi mai mici, sau chiar cadre didactice din Tărmănești. Noi avem cadre didactice din Tărmănești care își desfășoară activitatea în alte localități și în alte localități la noi. Dacă nu vom reuși să, eu știu, rezolvăm problema din acest punct de vedere, cu siguranță, anul viitor, nu vom mai avea aceste resurse financiare, pentru că nu le mai da, și e mai dificil. Dacă mai sunt intervenții? În legătură cu mișcarea personalului didactic, eu știu, sunt în domeniu și știu despre ce este vorba. Deci, când e vorba de titulari, ăștia sunt introduși într-un program. Dacă media și absolut, deci în primul rând media corespunde și programului, este repartizat la Tărmănești, chiar dacă e din Baton. Dar mai avem o porniță și dacă dumneavoastră încercați să faceți ceva pentru Tărmănești, vă rugăm să acționați cât se poate de repede. În momentul de față există în schema, în schema Inspectoratului Mișcarea Personalului Didactic și sunt cadre didactice care n-au atins pragul de media 7, dar totuși vor fi repartizați în sistem. Că acolo ar fi o soluție. Deci să se țină cont oarecum, dacă o sutimii, mai știu eu cum, mai mică, mai decât altă care vine din exteriorul orașului și poate în avetistul nostru, să se țină cont de cei care domiciliază în Tărmănești. Pentru că avem, vă rugăm, dar vă rugăm. Săptămâna asta, cu siguranță, mă întrează la adresă la Inspectoratul Județean și vom... Da, da. Deci măcar să prindem partea aia altă, care nu vor fi titulari învățământului, deci n-au contract pe durată nedeterminată, dar prin an de zile noi vom câștiga mult la navetă, dacă reușim să obțineți înțelegere în Inspectoratul Școlar. Și cred că la solicitarea primarului de localitate nu cred că vor rezolvi ce nu. Sunt blocate, vă rog să vină de programe de fără de centru, să dea în fiecare dată drumul la ocuparea postului. O să am o discuție cu doamnele din... Nu o să am o postul. Nu, trebuie postul dată. Și vis-a-vis de... Eu zic. Da. Nu pot fi posturi blocate, pentru că toate înscrierile intră în sistem, în acel program, chiar național. Și nu au cum să țină. Un director, dacă ține, între ghilimele, nu există așa ceva, ține un post blocat, un bucă. O curte românește. Deci nu are voie. Legal nu are voie și ei nu riscă. Vă promit o căsătoare. Și da. Să mai o discuție și cu domnul Dacă este titular pe post, e dreptul lui? Păi, își face navetă. Nu poate. Dar eu nu m-am referit la ăia. Ăia care sunt titulari și care își vor cere și este un an doi transferul, ăia vin în continuare. Dar mai sunt totuși posturi care se ocupă cu personalul didactic care a luat între 5 și 7. Aia nu pot fi titulari. Nu mai avea toată ceva. Dacă nu mai sunt întrebări, putem să punem la vot. Cine este pentru? Abține?
cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Domnul Despar, șeful Poliției Locale, mi-a transmis acum că v-ați schimbat numărul de telefon și că au fost la ora 18.30, respectiv ora 20, vineri la dumneavoastră acasă și nu ați răspuns. Asta ceea ce ați spus dumneavoastră. Numărul meu de telefon este... Nu ați transmis colegilor, cred că nu aveau numărul. După ședință o să vezi documentul. Da. Doamna secretară, nu am bine același număr care l-am avut de când sunt indicat. Nu, acasă, nu, găsit, nu am fost acasă. 30-20 v-au căutat acasă. Mai departe. M-au avut semnal. M-au avut semnal și da. De acasă am semnal. Vă rog, vă rog. Proiectul hotărârii privind alocarea din bugetul local a sumei de 2000 de lei pentru acordarea unui ajutor de urgență domnului Panainte Sorin, cu domiciliu în localitatea Dărmănești, județul Bacău. Da. Domnul Despa, vă rog. Da, văd că se vând sute de milioane pe aici. Nu vi se pare că e cam puțin 2000 de lei pentru situația acestui băiat? Deci am avut discuții și săptămâna sau luna trecută, știți că am alocat 2000 de lei pentru un caz similar. Sigur că noi am făcut mai mult decât a dat 2000 de lei. 2000 de lei alocăm acum din bugetul local. Noi am avut niște acțiuni premergătoare care au dus la, eu știu, strângerea unor sume care au ajutat familia cumva în greaua încercarea pe care au trecut. Nu este poate suficient, dar este un prim ajutor și doamna secretară a avut o discuție cu tatăl creatorului și a spus că pe mine sunt este suficient. Dacă sunt, pentru că s-a renunțat la, sau nu s-a mai ajuns în străinătate la operație, am înțeles că s-a operat în țară, în funcție de cum evoluează lucrurile și cum noi sperăm și suntem optimiști că lucrurile vor merge bine, dacă vor mai fi probleme, sigur că vom sprijini continuare. Vreau să vă spun că și astăzi sau ieri au venit câțiva cetățeni care au donat pentru cauza asta, doamna secretară. Eu strâng banii și încă strâng. Asta și vă rog, care vreți, eu încă am tabelul deschis. Da, deci niciodată nu-i suficient. Ei, dacă a zis statul băiatului că sunt suficienți, niciodată nu-i suficient cu un caz de genul ăsta. Da, da, da. Dar animații de băi din parcurs, nu sunt suficienți. Sigur, nu se va duce la... Da, da, da. Pentru chestia asta. Mai sunt întrebări vis-a-vis acest proiect? Să atunci putem supune la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Deci la punctul 6, proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare materiale pentru 4 familii ale căror gospodării au fost afectate din incendii. Da, am să fac câteva precizări. Familiile care sunt afectate de incendii și nu mai beneficiază din partea Consiliului Local de sprijin material. Avem 4 cazuri. În cele 4 cazuri vorbim de incendii. Sunt locuințe direct afectate și avem și cazul în care vecinul a fost afectat. Nu acordăm bani, ci acordăm sprijin material în valoare de... Vorbim de 2 case situate pe strada Valea Uzului. La o casă propunem un ajutor de 1000 de lei, deci un ajutor material în valoare de 1000 de lei. La cealaltă de 1300 de lei și 2 case în cartierul Jose. La o familie ajutor material în valoare de 2500 de lei și la cealaltă de 500 de lei. În funcție de cum ne solicită familiile, noi cumpărăm aceste materiale, da, și le predăm în baza unui proces verbal, în funcție de ce au nevoie. La momentul de discuție, cred că au nevoie de tablă, de acoperiș să-și facă locuințe. Dacă aveți întrebări. Deci ei să vină, să depună cererile, să se lase cu cererile. Cererile sunt depuse, totul sarul noi la fel aici, da? După ce se aprobă procesele verbale de la ISU, da? După ce se aprobă alocarea acestor bani, vin oamenii la noi și noi le dăm aceste bani. Aia, mai referit la materialele de care au nevoie, aia mai referit. Deci să vină să spună. Deci să vină, da. Tot cu această ocazie, cred că e bine să pocăia că aceste case care
putem să le dezvoltăm, să aibă o autorizație sau să fie trecute la rol, pentru ca să fie prinse în evidența noastră, consiliul local. Deci vreau să fac, vreau să fac precizarea că nu beneficiază de ajutoarele materiale casele care nu sunt în registru agricol. Deci o casă care nu este inventariată, nu este și familia respectivă, nu este plătitoare de taxe de impozite, nu beneficiază de aceste ajutoare. Da. Și sigur noi le-am mai recomandat să meargă să facă acea asigurare obligatorie și așa mai departe. Dar la momentul de față, tot așa se intervenit director, mulți au primit materiale, tot la fel cu casă. Dar după aceea le-au vândut. Se poate urmări dacă se folosește materiale care primărea din el. Și nu faci cu ei. Asta le vândă? Da. Nici în ziua de altă, nu le-a primit casa. Dar n-ați face așa. În cadrul compartimentului urban, cineva urmărește și nu se dau toate materialele odată. Atenție. Din experiență cu ce spuneți dumneavoastră, domnul Ducă, și noi am învățat multe lucruri, da, și dăm etapizat. Dacă unul are materiale în valoare de 2500 de lei, îi dăm prima dată, nu știu, în valoare de 700 de lei, le vedem când spuse în opere, îi mai dăm. Da. Deci nu se dă toate materialele odată și după aia, eu sper că nu-i cazul. Acum să vedem. A fost cazul de așa ceva, că vândutul aceea e materiale și nici în ziua de azi nu am mai... Ca să nu există. Sper să nu se mai întâmplă. Nu dau nume, acum cum are de aduce. Mai sunt întrebări? Nu. Putem să punem la vot. Cine este pentru? Abținere, împotrivă? Cu 17 votări pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind alocarea bugetului pentru organizarea și desfășurarea manifestărilor cultural-artistice dedicate evenimentului Zilele Orașului Dărmănești. Dacă sunt întrebări, deja avem de acest proiect, domnul Bala, vă rog. E de bun amor că organizăm Zilele Orașului Dărmănești, dar ar vrea să concentrez în procesul verbal, refacem infrastructura rutieră până cu 24. Deci la prima intervenție a domnului consilier că imediat când vremea ne permite, intervenim la astăzi, da? Dacă de mâine nu mai plouă, cu siguranță ne ajutăm de recursul scurt. Consemnați acolo procesul de procesul, dar acum, nu știu, poate că termină mai repede de 24, domnul consilier, trebuie să facă, da, trebuie să facă. Adică e ghinionul nostru, că au venit inundații, da, așa, comunea așa, cu siguranță, de părți, cu siguranță. Orașul, orașul, da. Mai sunt întrebări? Putem să pune la vot cine este pentru? Cine este pentru? Vă rog mâna sus. Da. Abține? Domnul de abținere? Împotrivă? Cu 16 voturi pentru și o abținere, domnul consilier de stat a abținut, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin încredințare directă familiei domnului Cristian Ioan a unui teren din domeniul privat al Oatei Dărmănești, în suprafață de 300 de metri pătrați, situat în zona Plop, cu localitatea Dărmănești de Suprafață. Dacă sunt întrebări? Vă rog, domnul Despa. Nu cred că este din cauza faptului că mi-a venit mie proiectul de hotărâre în ziua acasă. Dar noi, Comisia de Urbanism, firesc ar fi ca să ne întâlnim în timp util și să mergem la hotărâre cu să ne dăm acest. Doamna cât de firesc ar fi ca cel care ne prezintă aceste schițe să ne dea mai multe detalii. Eu de aici, una la mână, și două cifre, 12 și 15. Sunt două cifre. Ghicesc că e vorba de 300 de metri pătrați, e vorba de metri. Între noi, între noi mai suntem și ingineri, pești, care mai făcut și cadastru și ceva de fapt. Mi se pare, domnul primar, trebuie să mergem la fața locului să vedem. Pentru că din informațiile pe care le-am, din fericire, eu nu am votat la vremea respectivă, s-a concesionat un teren în Josei. Acum câteva ședințe mult. Pe acel teren deja existau construcții. Cineva a văzut ședința de consiliu, m-a oprit pe stradă și m-a întrebat. Mi-a zis, vă fericit că l-ați ridicat mâna.
A intrat în legalitate. Domnule, a intrat în legalitate. Hai să vă spun despre ce e vorba. Acea familie, în 2012-2013, a venit la primărie și a făcut Cristian. Haideți să vă spun despre ce e vorba. În 2013, familia respectivă a venit și a făcut solicitare la primărie pentru concesionarea terenului respectiv. Eu vă spun din ce noastră soamnă. Au depus o cerere, s-a spus, domnule, mergeți și noi facem demersurile pentru concesiune și ei s-au oferit construirea casă. Din momentul respectiv, primăria n-a mai dus la sfârșit concesiunea terenului. Oamenii au casă acolo, construită de 6 ani, de 7 ani, nu știu de cât. E o familie tânără, are și 2 copii și nu-și pot trage curent și nu-și pot trage utilități apă ce avea nevoie acolo, pentru că ei nu dețin niciun fel de apă. Și au venit la noi și au solicitat intrarea în legalitate. Pe de o parte. Pe de altă parte, noi avem o hotărâre de Consiliu aprobată anul trecut, care urmărește situațiile în care aceste lucruri nu intră în legalitate. Adică sunt oameni care au ocupat abuziv terenul ale primăriei, au construit pe ele și nu plătesc nimic. Deci intenția noastră era oricum să intrăm în legalitate acolo. Faptul că au venit ei și au solicitat concesionarea suprafeței respective nu este un lucru rău, pentru că oamenii, la momentul ăsta, au contract de concesiune, în baza contractului au venit și au înscris la Registrul Agricol casă și ce mai erau ei acolo, și au solicitat la E.ON raportare la... Din ce mi s-a spus doctrinat, exact la asta m-a dus gândul, că era o ocupare de teren abuziv. Era ocupat abuziv, oamenii și a intrat în legalitate. Deci noi asta am făcut, acum, da. S-a intrat în legalitate cu cazul Cristea, dacă... Și nu cred Acum mă repet. Nu cred că este un mare câștig că n-ați mutat sau... Pentru că ajutați familia respectivă să intre în legalitate. Nu, n-ați făcut nicio ilegalitate. Da. Rugămintea mea este pentru toți membrii Comisiei de Urbanism. Să ne vedem înainte, am avut discuția asta prin Comisie, să ne vedem înainte, să ne urcăm într-o mașină și să mergem la fiecare punct din ăsta. Să știți că nimeni nu vă îngrădește dreptul ăsta, puteți merge fără niciun nici discuții reprezentate, nu înțelege mare lucru. Da. Niște drepturiuri pe care s-au tras niște din... Alte întrebări. Dacă mai sunt întrebări... Sper că nu aprobați să construiască în zone inundabile, după aceea se dăm de construcție. Noi concesionăm un teren. Noi concesionăm un teren. Da, dar se cere icon. Terenul este amplasat, ca să nu iei drum. Putem supune la vot? Cine este pentru? Abținere? Și eu sunt abținere. Deci două abținere, da? 15 voturi pentru și 2 abțineri. Domnul consilier Vespa și domnul consilier Moise s-au abținut. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 7703 metri pătrați, teren aparținând domeniului privat al Ploatei, orașul Dărmănești și zona cu teren 15 copaci mori, punct pensiunea Șoimă. Da. Am să vă dau câteva detalii. Noi anul trecut am mai scos odată la licitație o parte din terenul situat în UTR 15, zona cu pasul mării. Mare parte din ce am scos noi la licitație atunci a fost și concesionat. A rămas o suprafață de 7703 metri pătrați. Datorită faptului că în 2018 valoarea concesiunilor a crescut pe metru pătrat, suntem obligați să dăm o nouă hotărâre de Consiliu pentru concesionarea acestui teren și asta o facem datorită faptului că am avut o solicitare scrisă din partea unui agent economic pentru concesionare și sperăm ca după ce facem licitația să se și înscrie la licitație și să aducem niște bani la bugetul local, că la momentul ăsta terenul e nefolosit. Deci este terenul în spatele de Sunișor. Dacă aveți întrebări. La fel e aceeași... E o schiță din care nu se înțelege mare lucru. Este un plan de situație, nu este o schiță, uitați-vă voi, este un plan de situație care e făcut că... Nu ne putem da asemenea. E un plan de situație, vedeți că este strada, limită, oadă, mănești, da? Mai... O să fie mai detaliat. Vedeți că aveți și un... Thank you.
Dacă avem întrebări? Da. Doamna secretar, dar nu poate să... Da, să fac ceea ce mai trebuie în corecția caietului sarcini. În comisie, noi votăm cu 0,10 lei pe pasul. Pasul și caietului sarcini. 15,05 lei. Da. Va merge la momentul ăsta. Da. Asta. Nu, asta era ce avem. Ah, ok. Putem supune la vot cine este pentru? Abținere? 15 voturi pentru și 2 abțineri. Propunem domnul consilier Desca și Moise s-au abținut. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul creșterea eficienței energetice, a obiectivului cămin cultural Lapoș, din cartierul Lapoș, orașul Dălmănești, județul Bacău. Dar sunt întrebări? De 5 ore, 3 ore. Da, este un proiect pe care noi... Dați voi să prezint câteva lucruri și după aia, în calitate de inițiator, am trebuit să prezint proiectul. Dacă nu știu. Deci acest proiect a fost depus cu ceva timp în urmă pe o altă axă, înveloparea clădirilor publice și nu a îndeplinit criteriile pentru a trece în etapa următoare și pentru că noi am făcut niște cheltuieli legate de studiul de fezabilitate, îl redepunem pe altă axă. După cum bine știți, este deschisă axa 13 din programul operațional regional. Până la sfârșitul lunii august se vor depune proiecte pe această axă și redepunem acest proiect pe axa 3. Despre asta este vorba. Da. Și oricâte proiecte vor fi respinse pe o axă, vom căuta să le depunem pe alte finanțări. Dacă aveți întrebări. Eu sunt convins că locuitorii cartierului Lapoș ar fi mult mai încântați și mai fericiți dacă li s-ar recolta porumbul de pe străzi și dacă li s-ar face drumul. Ultima perioadă, nu știu dacă ați văzut pagini de socializare din Lapoș, arăta drumurile care sunt un dezastru. Mai ales piporul este sub orice grijă. Da, să vă răspund dezastrul ăsta, că l-am văzut și eu dezastrul ăsta. Este vorba de conducta de canalizare care coboară pe panta de la Lapoș. Datorită faptului că acea lucrare de canalizare n-a fost făcută corect de un consilier, da? La, în urma ploilor care au fost, s-a făcut o cavernă și un cetățean de bună credință, așa cum bine ați văzut, a pus acolo un porumb. Noi am intervenit și am refăcut acele găuri și să știți că drumurile din Lapoș nu sunt mai rele și nici mai bune decât celelalte din Grămânești. Nu, sunt la fel. Deci atunci au trecut ploile. Deci chiar vă invit după ce terminați ședința, să vedeți cum e bună Lapoș și o să vedeți cum sunt drumurile. Că eu mă duc zilnic acolo. A doua problemă pe care o știți foarte bine, dar nu vreți să... Așa. Există un proiect PNDL aprobat acolo. Am parcurs prima etapă de licitație publică și nu s-a scris nimeni acolo la acel proiect. Să-mi dați răspunsul, pentru că urmă întrebarea asta. Ce deci nu s-a scris nimeni la acel proiect. Și până pe data de 10 august este deschisă a doua sesiune de licitație acolo. Proiectare și execuție, asfalt, drumul... Era următoarea întrebare, domnule. Prima, dar v-ați venit ca să-mi dați răspunsul. Deci v-am răspuns, nu... Chiar eram curios să văd ce se mai întâmplă cu acel proiect. Este la a doua fază de licitație. Bine era să fie scris de prima dată, da? Nu s-a scris nimic, dar... Sunt foarte multe lucrări scoase pe piață acum și sunt foarte puține firme care au capacitatea să facă lucrul ăsta. Iar în caietul de sarcini sunt niște condiții acolo. În caietul de sarcini sunt niște condiții. Nu poți să fie o firmă care nu are niciun fel de utilaj să licitezi un drum de 50 de miliarde. Deci nu are de plin condiții. Proiectul e bun, nu sunt probleme. De altfel, să știți că în... Nu este pasul financiar? Nu. Problema este, acum suntem la a doua fază și înainte de a intra în ședință, a venit o firmă de la București pentru vizita în teren. Deci, din alte județe, sunt interesați de... Deci, în faza asta, suntem cu drumul de la...
Dacă mai aveți întrebări, dacă nu, rezolvă, domnul președinte. Știu că aveți dreptul să vă prezentați proiectul. Inițiatorul de proiect, totdeauna trebuie să-și prezinte. Dar am vrut să... Nu, am avut senzația așa că nu-mi dați dreptul să... Nu, nu, nu. Așa a fost. Am vrut să dau voi, domnul Viespo, după ce se prezintă, după ce prezintă, nu. Deci, în primul rând, prezintă inițiatorul și s-ar putea ca o parte din întrebările pe care le pun colegii să dau răspuns din stat. Dacă mai sunt întrebări... Eu așa am avut senzația. Spuneți, la vot. Cine este pentru? Abținere? Două abțineri. Cu 15 voturi pentru și două abțineri, domnul consilier Despa și domnul consilier Moise s-au abținut. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul modernizarea Centrului Cultural Nemira. Da. Dacă sunt întrebări, am întrebare. Nu mi-ați dat voie să... Acum am discutat la urmă, da? Deci uitați-vă cine este inițiator la fiecare proiect și primul lucru pe care trebuie să-l faceți, vedeți dacă inițiatorul are ceva de spus. Și după aia trebuie să puneți întrebări. No, primul lucru trebuie să întrebe comisia dacă sunt avizat. Avizul este consultativ. Este aviz favorabil. Da. La Centrul Cultural Nemira. Știți că în urmă cu două luni de zile mi-am cumpărat Casa de Cultură fostul rafinăria Dărmănești. Pentru că am spus atunci că acea casă de cultură nu poate fi funcțională dacă nu investim în ea. În regim de urgență a demarat un proiect pe fonduri europene, care astăzi este pe masa dumneavoastră. Este vorba de modernizarea Centrului Cultural Nemira și a străzii rafinărie. Este un proiect, așa cum spuneam, pe programul operațional regional pe fonduri europene, a cărei valoare depășește 2 milioane de euro, mai exact 10 milioane 643 de mii de lei, peste 100 de miliarde. Eu sper în zilele următoare acest proiect să fie depus și dacă vom reuși să obținem finanțarea, sigur că vom crea acolo un centru cultural modern, cu toate dotările necesare și mai mult decât atât, modernizăm și strada rafinăriei, legătura dintre strada Chimiei și Clubul Nemira. Dacă aveți întrebări, vă rog. Depunerea proiectului se cunoaște data limită. Da, este vorba de axa 13. Vă rog să vă uitați pe axa 13 din Porc. Acolo precizează exact termenul limită de depunere a proiectului. Deci citiți axa 13 și veți găsi acolo toate condițiile. Putem supune la vot sau mai sunt întrebări? Dacă noi aprobăm acum proiectul de finanțare prin POR, da. Dar aprobăm și cheltuieli totodată sau numai proiectul? Acum ce aprobăm noi? Deci, eu am să deschid o afacere cu consultare cu fondurile europene, că vorbesc foarte mult, văd că vorbiți, nu înțeleg. Deci, în momentul în care se aprobă proiectul, din momentul ăla încep să curgă și cheltuielile. Iar acele cheltuieli sunt eligibile. Ce înseamnă cheltuială eligibilă? Adică tot ce cheltuie Consiliul Local, acei bani se returnați din fonduri europene. Până la momentul în care noi nu avem semnat contractul de finanțare, ce se cheltuie? Da? Deci până în momentul în care se semnează contractul de finanțare, noi am depus un proiect. Noi depunem proiect. Da? Și vedeți că proiectele pe care noi le avem depuse sunt 10-15 proiecte pe diverse axe, pe fonduri europene, ele parcurg niște etape. Mare parte din proiectele pe care le-am depus sunt la faza de precontractare. Și ce am aprobat mai devreme și ce o să aprobăm mai târziu sunt la faza de precontractare, da? Până în momentul în care se semnează contractul de finanțare, noi nu avem ce să... Din momentul în care s-a semnat contractul de finanțare, atunci încep. Cheltuieli cu proiectul tehnic, cheltuieli cu licitația pentru execuție și așa mai departe. Și abia în momentul ăla încep și se vine cu cel care face lucrarea, vine cu factură, noi transmitem și primim banii. Deci e o procedură care, în particular, dacă vreți, Doamne, să în particular, dacă vreți, vă prezint în detaliu. Dă-mi, Doamne, să prindem această acție. Eu am crescut acolo și m-aș vrea și m-aș mândri ca acel cămin cultural, club, să arate cum a arătat în anul 70. Aș vrea și sunt de acord
Dă-mi Doamne să prindem aceasta. Să dea Dumnezeu. Eu ce ține de mine, da, după prima etapă de cumpărare a acestui club, pentru că am înțeles că era o nevoie pentru comunitate și de comun acord am decis să-l cumpărăm, a doua etapă este găsirea de fonduri ca să putem moderniza. Singura sursă de fonduri la momentul ăsta sunt fondurile europene. De asta am făcut acest proiect de 2 milioane de euro, să putem să îl modernizăm, pentru că din buget local n-am venit. Mai este valabilă asocierea clubului cu academiei, clubului de Arhanie de Rămânești Post, cu stadionul de fotbal. Ca așa spunea că vreau să faci un centru cultural care să cuprindă și eu activitatea sportivă. Să l-am înțeles eu bine. Da. Astăzi discutăm de reabilitarea centrului cultural din resurse locale. Da. Reabilităm fostul teren de sport pe care noi l-am cumpărat. Baza sportivă. Da? Haideți să le aducem pe astea două la viață. Și centrul cultural din Mira și baza sportivă. Și atunci vom discuta, după ce vom face lucrul ăsta, de o zonă, acolo în zona rafinăriei, de un centru cultural sportiv. Da? Deci sunt două obiective pe care le finanțăm separat. Deocamdată ele și primul pas greu l-am făcut că le-am adus în proprietatea primăriei. Din buget local am alocat resurse pentru baza sportivă și să știți că în proporție de 70% investițiile sunt făcute acolo. Sper că în luna august, dacă vremea ne permite, să finalizăm ce ne-am propus. Pe cel de-al doilea obiectiv, astăzi îl avem la mapă cu cele 2 milioane de euro și în momentul în care Centrul Cultural de Mira și baza sportivă sunt aduse la piață, atunci vorbim de un centru cultural sportiv în zona Holding Cultural Sportiv. Nu știu despre holding, dar cu siguranță va fi altceva. Mult mai mult decât a fost până acum. Da. Dacă tot am ajutat echipa de fotbal, de fapt nu o să sută mai ori divers. Mai sunt întrebări? Putem să punem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Nu este abțineri. Împotrivă? 16 voturi pentru și o abținere. Domnul consilier de spa s-a abținut. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului înființare centru de zi pentru persoane vârstnice, în orașul Dărmănești de Bacău, în conformitate cu ultima formă a bugetului actualizat. Da. Am să vă prezint pe scurt și situația cu înființare centru de zi. Acest proiect a fost anul trecut aprobat de Consiliul Local. Vedeți că a ajuns la precontractare. Una din condiții la precontractare este să aprobăm prin hotărârea Consiliului Local ultima formă a bugetului. Și când vedeți hotărârea cu ultima formă a bugetului, să știți că alea se duc. Centrul de zi, dacă ați uitat, este vorba de clădirea centrală a fostului Spital de Rămânești, din zona Dumbravei. Este și aici o investiție tot pe fonduri europene, în valoare de 27 de miliarde. Contribuția noastră este destul de mică în proiect. Da? Deci acest proiect este la precontractare, repet, și după aprobarea hotărârii trimite documentele pentru contractare. Întrebări, dacă sunt? Sunt întrebări? Atunci putem supune la vot. Cine este pentru? Abține? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind reactualizarea proiectului, reabilitarea, modernizarea și dotarea liceului tehnologic permanent de Bacău, în conformitate cu ultima formă a bugetului actualizat. Da. Este vorba de liceul din Dărmănești. Noi am depus un proiect pe PNDL. Proiectul a avut câteva probleme. E un proiect pe care l-am preluat când am ajuns primar la Dărmănești. Erau două probleme la acest proiect. Săptămâna trecută am fost la Ministerul Dezvoltării și am discutat personal cu responsabilii din Minister să vedem cauzele care au dus la nefinanțarea acestui proiect. În primul rând, Programul Național de Dezvoltare Locală nu finanțează obiective așa cum era
precizat în proiectul pe care noi l-am depus anul trecut. Era vorba de crearea unui spațiu open pentru învățat. Deci PNDR-ul nu finanțează așa ceva. PNDR-ul finanțează reabilitări, modernizări de clădiri, de școli, de licee. Ca atare, primul lucru pe care l-am făcut, am schimbat denumirea proiectului și am adaptat proiectul la noile condiții pe care finanțatorul ni le-a impus. Și astăzi proiectul se numește Reabilitarea, Modernizarea și Dotarea Liceului Tehnologic Orașului Românești. În acest fel ne încadrăm în axa de finanțare. A doua problemă, valoarea foarte mare a proiectului. Acest proiect era estimat la 24 de milioane de lei, o sumă foarte mare, depășea standardele de cost și sigur că am reașezat acest proiect, am renunțat la o parte din investiții și astăzi propunem un proiect cu o valoare de 9.088 lei pentru reabilitarea a trei corpuri de clădiri. Vorbim de corpul numărul 1, clădirea centrală a liceului, corpul C2 și centrala T, pe care îl redepunem, așa cum am spus, și sperăm să obținem, că nimeni nu ne asigură că dacă modificăm proiectul ăsta, nu obținem și finanțarea. Dar proiectul va intra într-o competiție și vedem ce se întâmplă. Întrebări dacă aveți? Cine este pentru? Abține? 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind reactualizarea proiectului modernizare străzii orașului Dărmănești, județul Bacău, în conformitate cu ultima formă a bugetului actualizat. Da. Este al doilea proiect la care am lucrat și l-am preluat din vechea administrație, un proiect care și el avea două probleme. În primul rând, valoarea foarte mare, era un proiect de 32 de milioane de lei și, în al doilea rând, depășea standardele de cost. Adică, proiectantul a solicitat mai mulți bani pe kilometru decât alocă finanțatorul. Am împărțit acest proiect mare în trei. Astăzi avem o primă parte de proiect. Ne propunem să modernizăm prin acest proiect 5 străzi, un total de 7,9 km și este vorba de strada Energiei 4,2 km, strada Gării Integral, strada Minerilor Integral, strada Teiului și strada Poiana Integral. Deci acest proiect în valoare de 9.990.000 lei, deci aproape 100 de miliarde, intră și el în competiție să vedem dacă reușim să obținem finanțe. Dacă aveți întrebări. Urmând ca perioada imediat următoare, celelalte străzi care au rămas să le prindem încă în două pachete. Da? Sperăm, nu știu, chiar dacă sunt nevoie să te vă rog. Domnul Mirea, vă rog. Reamintesc pentru cine nu știe sau poate cine a uitat. Poiana este cartierul care a fost satul Poiana. A fost înmutat în 1969. Atunci s-au promis cetățenilor din cartierul Poiana, au venit să promis Marea Pusare. O să aibă asfalt, apă, gaze, oftat. Momentan este cel mai sistematizat cartier. La momentul ăsta, nu are nimic cum face de celelalte cartier în plus. Sau aproape de celelalte de cartier. Există cartier fără gaz. Și fără canalizare. Nici Poiana nu are canalizare. Deci nu vorbim de canalizare, nu există la momentul ăsta. Este așezat un teren agricol, acest cartier, un teren agricol care a fost alătura. S-au băgat pietre, s-au făcut șosete, pietre de râu, nu pietre spartă. La fiecare ploaie, nu foarte mare, pe toate șosele care vin în aval, care au un pic de pantă, se formează niște pârâi. De fiecare dată, cu intervenții de masă, consilieri, de așa, mai trec un autobuz, de dar nu mai liberează, care ține două, trei săptămâni, la prima în funcție de anotimp. După toate aceste probleme care până nu trebuia să plătească apa, așa nu se plătească, niciodată nu se plătească apa. Dar nu am reușit în alături
să rezolvăm măcar șoselele alea, să fie cât de cât poligone au fost făcute în 74, 76 niște rigole, șoselele au fost mult mai bine făcute atunci. De atunci nu s-a mai intervenit până acum, datorită dumneavoastră, sau și a posibil locașa dumneavoastră, domnule primar, s-a făcut acea rigolă mai serioasă, care preia mare parte din apa fluvială, care chiar crea probleme în poemă. Au mai rămas într-o altă zonă, de cum am exprimat, în zona familiei primarului, nu s-a intervenit acolo un canal care s-a colmatat, care urgent a trebuit făcut de la fiecare dată. Oamenii din Poiana nu știu ce se întâmplă, nu prea se plâng. Suportă, dacă vreți să mă credeți, am avut o pompă. În deci, când a fost toate inundațiile astea, la trei familii ne-am scos apa cu pompa mea. S-a și stricat, am cumpărat altă, că am și eu probleme. Nu venim să ne plângem pe orice chestie, dar ar trebui de intervenit la modul serios. Și trebuia luat în calcul șosele care vin în aval, numai dacă orizontale, pare să formează părarea dumneavoastră. Nu asta când ați calculat și nu vă condamn în sensul că ați făcut probabil cât de atât, dar de ce nu consultați și cetățenii sau să găsim un specialist să analizeze, să evităm situațiile care se creează în urma ploilor. Că e mult mai important să nu se mai întâmple cele făgașe. Dar așa, dacă mă toată lumea, nu știu, 80% din cetățenii, nu am o mașină în curte. Decât are o orizontală, care era să întâmplă o inundație, nu se formează craterele alea pe el. Bun, haideți să vă lăsăm. Propunerea mea ar fi să luăm un pic mai la modul serios și acest cartier, deoarece este, dacă vreți să mă credeți, probabil cel mai bătut de soartă cartier. Că nu știu dacă cui i s-a întâmplat să fie strămutat împotriva băieții și să-ți dea un termen de câteva luni să te duci într-o casă pe care nu o ai. Și dacă vă amintiți, în 69 nu existau atâtea echipe de construcții, nu existau depozite de hotărâri de construcții și a fost un an la fel ca anul ăsta de ploios. Deci multă lume s-a îmbolnăvit, de cetățenii s-au îmbolnăvit, au și murit, Dumnezeu să-i odihnească, dar nici copiii, nici mai pot, nu beneficiază cât de cât de, eu știu, de un pic de milă, de complăcere, de ajutor din partea autorităților. Da. Au fost aruncați acolo, din s-au luat niște terenuri pe niște fundoare, pe grădățel, pe undeva din zonii unde noi poemele, aveau niște grădini înfloritoare, pot să spun așa. Era foarte bine ghișită, toată lumea avea de mare și le avea în spatele grădinei și cu terenul drept. Acum mi s-a dat niște terenuri așa ca să scapă de ei și s-a dat o sumă de bani, respectiv, o să vă spun, că mai ceva de 10.000 de lei pentru o casă foarte graș, toată lumea avea ține animal, dar destul de sănătoase casele și să nu ții câteva luni într-o casă nouă. Da. Zic eu să mai revenim așa din când în amintim că oamenii aia s-au primit și au fost destul de primit. Haideți să vă spun. Și să încercăm să evităm păritorii. Da. Să nu se mai pună palatul cu piatră de râs. Să pună piatră spartă unde nu se poate pune sau să nu avem copici. Dacă îmi punem aia, dacă îl tasăm și punem ce îi trebuie să leagă și rezistă mai bine. Ori aia cu asfaltul, propunerea mea, nu știu dacă nu s-a gândit proiectul, a gândit să vă mai regândiți. Da. Vă mulțumesc. Legat de dumneavoastră, a spus în discursul dumneavoastră că să ne plecăm serios asupra problemelor din cartierul Poiana. Eu vreau să vă spun că m-am plec serios asupra tuturor problemelor din Dărmănești. Și legat de Poiana vreau să vă amintesc ce am făcut noi, împreună, eu și cu dumneavoastră, de când am ajuns aici, în bugetul în Consiliul Local și în primărie. Acolo, dacă vă amintiți, în cursul 2016 și în 2017, noi am făcut niște rigole betonate. Da, n-a existat înainte, da? Da, este ceva prima dată când noi am făcut niște rigole betonate acolo și dacă, și vreau să vă spun, că este singurul loc din Dărmănești în care s-au făcut rigole betonate. Singurul cartier. Nu ne-am dus în alte cartiere și la Poiana n-am făcut. Deci este singurul cartier. Probabil că singurul loc unde era în acel cartier, dincolo de acele rigole betonate, am făcut și acele podețe la cetățeni, pentru că era absolut necesar. Pe proiectul pe care noi îl propunem astăzi, două
două străzi din cartierul Poiană fac parte. Este vorba de strada Poiană până sus la biserică, da? Și este vorba de strada Teiului integrat. Eu am înțeles. Când am avut o discuție cum alegem acele străzi, sigur că eu am consultat cu niște specialiști. Atenție! Nu putem să aducem. Avem strada Chisinia specialistul care spune că o stradă care nu e, poate să treacă apă, dar nu face cratet, dar una care vine, care nu își face cratet. Nu a fost aplicatul criteriul de cratet, ci criteriul de accesibilitate. Din strada Chimiei, care este strada asfaltată, mergem în strada Poiană, care face legătura până la biserică și prima stradă, stânga-dreaptă, primă vedea, este Teiului. Așa, ăsta a fost modelul și, credeți-mă, eu discut cu niște specialiști, până la urmă ia decim. Nu pot să vin eu și să spun că nu punem invers, că așa vrem noi. Deci, strada Poiană este prinsă și prima stradă este Teiului, vedea stânga-dreaptă. Mai mult decât atât, aș vrea să văd ce resurse financiare avem până la sfârșitul anului și aș vrea ca strada Teiului integral să facem rigole betonate. Pentru că o problemă foarte serioasă a fost pe strada Teiului, apa a venit, de unde a venit și a inundat toate casele alea, să facem rigole betonate și podeți. Nu, aici vă contrazic și eu. Nu strada Teiului a fost cu probleme, a fost strada Nimira și strada Alzarului. Deci, astea au fost cu probleme și au avut pe strada Teiului, luând în considerare tot logica pe care v-am explicat-o, și sigur că o să ajungem și pe... La logica asta spală toate străzile de sus, până ajunge la logica asta cu strada Nimira. Eu spun că este pe strada Nimira. Dar eu știu că problemele sunt, exact cum spunea și domnul consilier, sunt pe celelalte străzi. Pe Nimira și pe Alzarului. Încercăm să ajungem și la altă, nu le putem face pe toate, da? Iar dacă facem un șanț betonat, căutăm să cumva să rezolvăm problemele cetățenilor. Iar considerați că nu e nevoie pe temuri și nevoie, nu știu pe care... Iar în timpul ploilor a fost prezent pe străzi din Poiană, iar foarte bine pentru rigolele care s-au făcut, dar apa a circulat pe strada Poiana pe mijlocul ei și au ceva aproape tot. Domnule Bima, eu am familie cu alunțat de gori. Domnule Bima, eu am familie cu alunțat de gori. Eram în cizmă și am stat cu familie Căbrian, cu familie Stoica, toate care sunt acolo. Da. Ori fi fost și cazul deci, de care fost acum, vreau să vă spun că am constatat în multe locuri că nu erau podețele desfundate, nu erau șanțuri din fața curților, cei care au șanțuri de pământ, erau curățate. Și am avut probleme de genul ăsta, adică apa e putea și nu știu. Iar acum, pe strada Poiană, problema este așa ce spune domnul consilier. De ce? Fiindcă de sus pleacă pe stradă, strada nu mai are formă. Să nu mergem la capă, deci cam de foarte adânci partea bună acolo. Și pe patru ce am avut, putea să ne sunt de la biserică. Și aici ar trebui să intre de lume la cauză. Nu la referi. Adică, la baza de algebă, unde să trebuie niște colectoare pentru apa pluvială și să-i dăm în direcție, direct din colectoare. Adică, zona drumul senatorului. El vine la apa cu drumul senatorului. Dacă avea rigolă drumul senatorului și-i dat direcție peste tot, că statul timp să-l mânt. Dar nu pleacă să prăștie pe... Să pleacă singur în anumite zone unde este mai jos. Strada Nihira pe care noi am propus-o în acest proiect prevede și șanse de partea aia, da? Nu strada Nihira, strada Poiană. Deci dacă noi mergem cu Poiană până la biserică, pe partea stângă, prevede șanse, da? Și atunci, practic, drumul de la castel care vine apă pe el, va fi conectat pe această rigolă și coboară pe la altă grupă. Domnul primar, dacă faceți de riscul șanse pe partea dreaptă, tehnica a Poienii, trebuie la familia Gheorghe Hazaparu, dusă stradă, dus șanțul în continuare, prima la fața familiei Brânceanu, nu știu care vreau să acolo. Și trebuie intervenit acolo la familia Timaru, că domnul vice că a fost, a spus că nu știu ce familie se opune construirii unui canal corector. Eu nu știu dacă e de interes local, cineva se opune. Și aia toată apa aia trebuie canalizată. Să nu mai vină cu să facă costul la familia Timaru. Eu vă propun, haideți să vă obținem finanțare. Acolo sunt niște specialiști care fac un proiect. Și când vin acești proiecte la țintele, ne întâlnim cu ei și toate soluțiile astea. Toate soluțiile astea le fac direct cu ele. Pentru că, cu siguranță, acolo vin proiectanți, da? Care sunt mai specialiști decât noi. Ne întâlnim cu ei și domnule, astea sunt problemele. Când am venit cu specialiștii ăștia să facă proiectul,
De ce nu am contactat și consilierii din zonă? Fără probleme. Ar fi extraordinar de bine să puteți colabora cu deci. Cum are atracție? Noi devenim cu informații pe care deci nu le-am. Din istoricul... Vă dați seama. Deci în siguranță fără niciun fel de cap. Nu mă refer numai în zona aceea. Asta e valabil și la Sărătruc și la Proc, poate spune. Adică noi localnici și în istoricul localității. Deci asta e foarte bine. Deci n-am niciun fel de cap. Dacă mai sunt întrebări. Doamna, legat de proiectul ăsta, dacă sunt. Legat da, de proiectul ăsta, da, da, la diverse vorbim. Nu. Legat de proiectul ăsta, am verificat aici și intră în proiect și strada Gărei. Foarte bine, din Josei, foarte bine. Merită intervenit, când e foarte, foarte distrusă. Dar, cum fiecare trage foc la ola lui, vreau și eu strada Bucevului. Îs 200 de metri. Am înțeles. Nu am plăcut aici din punct de vedere financiar. Eu am înțeles treaba. Acum, cât să mai așteptăm? Ce înseamnă pachetul următor? Stați mai așteptat. Așa. Ați intervenit cu niște piață spasă. Foarte bine. Au fost înfundate găuri. Dar rugămintea mea este că până în 22, când tot promiteți că faceți drept, treceți puțin și tasați piața aia. De ce să zboare pe acolo? Acum, dacă o plouați, să mai iată oarecum, să zicem, râdeți. Râdeți, dar locuiesc în zonă și lumea lucră așa îmi face, da, tot timpul mi-ar arăta. V-am spus că și acolo, dacă vreme, dacă ploaia se oprește, va veni la corecția aia. Da? Ce-am rezultat și... Eu sper să oprească. Aia. Da? Vom trece și cu cineva respectivă. Trebuie evitat sortul, dacă nu venim cu piață, cu casatul, nu facem nimic. Tot timpul, la orice viitor, toată piața dură, să urmează piață. Noi cumpărăm piață cu casatul, nu un rostul român, nu un sort din ăsta 16-32 sau cel om sau mai mare, piață de casatul. Înțelegeți? Deci asta va fi pus pe strat. Supuneți la tot. Mai sunt întrebări? Domnul Trecut. La Sărături n-a ridicat problema, dar acum o ridic chiar din nou. Și o seama s-a făcut până sub baraj, dar aici de la Vidica și până la Ocol, sunt niște întreruperi de joțeați, sunt termină și acolo, cu niște plombe. Eu am zis dacă se întâmplă la diverse și îl puteți prezenta mai detaliat. Eventual facă știți. Sunt proiecte... Puteți spune la voi cine este pentru? Abține, împotrivă? Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului creșterea eficienței energetice a obiectivului pavilionii interne COSCE în strada Vândrabii numărul 7, orașul Dărmăneț, pentru faptul în conformitate cu prima formă a proiectului actualizat. Da. Este vorba de proiectul pe care noi l-am depus tot pe fondul europene. De acea clădire din fostul corp spital Dărmănești, în care își desfășoară activitatea doamna doctor Mascăr și doamna doctor Julian. Și acel corp de clădire noi l-am depus prefinanțare, săptămâna trecută a avut o vizită în teren și pe data de 30 iulie am primit adresă că este acceptat la finanțare și că trece în faza de precontractare. Astăzi proiectul pe care l-am propus vine cumva să răspunde la clarificările care sunt prevăzute în faza de precontractare și anume aprobarea în forma finală a bugetului, așa cum mi l-au cerut organismele de implementare. Dacă aveți întrebări, vă rog. Nu se sunt întrebări, putem spune la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? Da. Cu 17 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Înainte de a trece la punctele diverse, așa de domnul a spus, prima aș ruga colegii ca pe parcursul ședinței să-ți dea telefoanele pe silence. În planul de așa, el alți colegi. Și pentru ședințele viitoare, cer ca președinții de comisie să prezinte pe fiecare punct din ordinea de zi rezultatul voturilor pentru mai multă transparență. Voturilor care? Avizul.
Toate au fost de la urmă. Mai favorabil. Dacă vă văd diverse sau... Vreau să înscriem? Da. Balaș, domnul Pădurat, domnul Apetri, domnul Despa, și pe partea domnul Milean. Așa? Și mai partea asta? Lăsați-l. Imediat cum vremea ne permite intervenit la străzi, da? Am undeva sfârșitul lunii august sau 24 august mai exact, ne-am propus să terminăm străzile și imediat etapa a doua aducem la decolmatare și la deasupra solicitări din partea cetățenilor. Știu, a fost Valea Rea, deci și în Rilie, la Pădubene avem eu încerc să vedem dacă reușim și în barele să facem, dar dacă stau proiectul de intervenim să putem. Deci luna august, cu siguranță, dacă nu știu. Nu prima, eu am două probleme punctuale, care eu sper să fie rezolvate. Din cauza că sunt stipulate în lege. Una, nu prea au oameni. Dom'le, ce s-a luat de prima lună? Ridicăm din numeri. Ne întrebăm și noi, că nu cred că dacă întrebi pe unde vine sala asta, știi da. Sala la care vine la urmă. Trebuie să ridicați din numeri, vedeți că și echivalent, eu vă spun, și presa e aici de față, există o hotărâre de guvern care reglementează salariile la toți primarii din România. Nu, și spune așa, și spune așa. Ascultați-vă pe mine ca să vă zic eu m-am scris la cuvânt și mă curiați în timp ce vorbesc. Doamne, de pe unde să căutați ca să vedeți cum aveți prieteni. Păi nu se caută, l-am căutat, de-aia am venit eu, am venit toată. Cine ați găsit? Articolul 33 din legea 153 vă obligă ca pe data de 30.09 să publicați pe site sau la afișierul unității, care nu este la noi la primărie, niciun afișier, nu știu cum mai este afișier acum. Este. Și sunt clar aici, vor publica la sediu sau pe pagina de internet, la date de 33 și 30.09 și vor menține publicat o listă a tuturor funcțiilor ce intră în categoria personalului plătit în fonduri publice și va cuprinde salariul de bază, valoarea brută a sporurilor, compensația, două, fatalul și așa mai departe. Deci, sunt clar legea. Și este și sancțiune, vă sancționează chiar pe dumneavoastră inspecția muncii între 5 și 10.000 de lei. Deci, știți, eu plătesc, dacă greșesc, o plătesc. Nu-i problemă, dar trebuie făcut chestia asta. Este așa. Dacă legea spune, legea vă obligă. Deci, pot să răspund? Spuneți, dar legea vă obligă. Legea spune foarte clar cum sunt calculate salariile la primar. Da? Și scrie în funcție de numărul de populație dintr-o localitate, în funcție de gradul calității, că e comună, că e oraș și așa mai departe, există un coeficient care se înfățește cu salariul minim pe economie. Este dată lege pentru treaba asta. Și oricine este interesat se uită, domnule, primăria Dăbănești unde se încadrează? Între la orașe, între 10 și 15.000 de locuitori. Și acolo veți vedea că este un coeficient, nu știu, 6 dispare. Eu nu mai am dat salariul dumneavoastră, da. Am dat un exemplu. Toate salariile sunt. E tot personalul. Este prevăzut în lege. Deci eu nu vorbesc de altă afară legii. De ce este pregătit? Și eu n-am văzut. Din cauza asta, nu se spune acolo că nu se spune nominal primar, secretar, care sunt funcții din nominalii. Unde se trece și baugeze și orice alte drepturi. Nu știți unde se tăiați din drepturi. Nu știți unde să vă uitați dumneavoastră. În hotărârea Consiliului Local, dacă vă s-a mintea, ne-am aprobat anul trecut o hotărâre a Consiliului Local cu salariile, nu? Salariile. Cu salariile. Și acea hotărâre este pe site. Uitați-vă că fiecare angajat are acolo. Domnul primar, nu-i numai spune, dar ce dracu? Luăm legea și o să o citim, vrem să o citim așa? Da. Orice alte drepturi pe care îi primește salariatul, pe asta se trec acolo. Vouchere, sunt alte drepturi.
și diminuări de salarii. Uite, citiți și dumneavoastră articolul 33. Și nu s-au diminuat salariile de la ultima hotărâre de Consiliul Local pe care dumneavoastră a adoptat. Da, de la unul ți-i diminuat. Nu, nu am diminuat nimănui. Eu am citit și de-aia am și de nu, chestia asta. Iar hotărârea este pe site-ul primăriei. Asta e care ați adoptat o confundere. Este conform legii, numă criteriul nenominală cu funcție. Eu nu veneam cu propunerea. Când terminăm ședința, vă aduc... Chiar vă rog să rămâneți două minute. Da, și stăm pe site-ul primăriei. Ce nu este trecut acolo și nu scrie clar, Popescu Ion, consilier juridic, are trei lei. Nu, dar nu ce spune consilier juridic? Atât, dar nu spune da. Popescu Ion sau da. Nominal cetățean sau salariat. Nu spune chestia asta, nici n-am cerut așa. Deci după ședință rămâneți două minute și doamna o să mă arată. Dar în site, pe site-ul primăriei sunt publicate toate. Trebuie să la legea 544, articolul 4, corroborat cu 16. Pentru accesul la informații în masă, de interes public, instituțiile și autoritățile publice au obligația să desemneze un purtător de cuvânt. La noi cine este purtător de cuvânt? Deci, doamne, secretar se ocupă și de asta. Se ocupă și de asta. Este secretarul orașului. Ca să nu ne mai adresăm dumneavoastră sau altui din primărie, când avem o problemă, ne adresăm purtătorului de cuvânt. Ești cunoaște întreaga activitate la, de primărie. La momentul de față, noi nu ne permitem să mai angajăm un purtător de dar cuvânt. Dar nu trebuie angajat. Deci, la momentul de față, mai mulți, nici nu l-avem organigramă, mai mulți angajați ai primăriei au cumul de funcții, da? Doamna secretar, printre altele, se ocupă și de treaba. De exemplu, în condițiile în care noi comunicăm ceva cu instituțiile, nu știu, ISU sau poate oricine să transmită o informație, dacă nu sunt eu sau nu este domnul viceprimar, nu poate orice angajat din primărie să sune la ISU și să spună nu știu ce. Și doamna secretar este cea care ține legătura pe linia asta de... Da. Și purtător de cuvânt, printre altele. Mulțumesc. Apoi. Da. Altcineva. Domnul Petru. Bună primar, cu dumneavoastră nu pot să mă cer, cu Dumnezeu nu pot să mă cer. Deci, să vedem în fața unui asupra calamităților care au bătut asupra țării noastre. Deci, nu e din animări. Dar sunt multe cazuri, probleme, care mi erau făcute înainte la timpul vorbe și nu s-a vindeat. Eu vă mulțumesc pentru canalul făcut acolo la drumul roșu și am ținut de desigur. Aici s-a început aici la curând la noi, cum e să rupi drumul, dacă nu are. Deci mă vor să iei împreună. Pădurul Clocu este afectat în total de la deal cu, caz, cu brigada și cu tot ce mai este la vale. Deci drumurile mai au leagă și se rup toate, deci sunt prelucă, malul drept. Mai sunt și la vale cea lumea pe lumii la tot, plus leagă deja sunt dat. Alte probleme. Vin cu problema pentru că, vedeți dumneavoastră, deci, în toată țara, s-au schimbat cursurile tuturor, datorită părinților mari de apă și vedeți numai să-i deau. Dar acolo la Vermești și Boace, revin ca să se înțeleagă sau nu știu, o anul și dumneavoastră și toți, sunt oraie de alea respectivă din munte care și-au schimbat cursurile, deci aveau cursul către Comănești, către Ceamțul nou făcut de la Glascom, acolo, la la ei, trebuie domnul primar, o dirijat prompt apa către noi în față. Au afectat tot sapul, tot din casă de acolo. Au comandat șanțul vicitorului. Bucățile oamenilor scrafe au fost imunite și au luat de drumul lor în față. Deci acolo trebuie căutat cu urgent și eliberat, vorbim cu Comănești și dat drumul la Târâmul Gminii, care era odată cu dea la vale pe acolo, din canalizarea. Să fie, se pe acolo. Nu mai vine atâta cantitate mare de apă din amunte, din munte, în coace de oameni. Deci, trebuie regulat drumul acolo și primul de la ce da. E mare de coace, la noi, da. Este în mai problema. E drumul lor și eu luat drumul curs, să facă la bani. Că dacă ăștia cu conducării nu băgau pământul acolo și au fundat șanțul ăla la tot, nu au mai luat niciun parte de la de către casă din noi de către zonă. A făcut o cu cine este, dar după și mai gândit de unde. Și eu băgat pământ acolo, de la mașină, pământul. Și am făcut de aici. Altă problemă care este acolo. Deci, ce vă spun eu? Șanțul ăla care este făcut de la noi în sală, ce că este frapă, nu pe acolo, și nu este la cum, cum eu ia și trapesarea. Și ăla este formatat. La formul ăla este în gust de o palmă din 90.
La una toamnă după ce se recontează... Da, după se recontează. Și acum și foarte poate intra. Da. Dar ceea ce spun din părerea asta, o să vină la și nici o și pentru că e singurul care rămas în partea mea. Are singura bucată acolo, care trebuie să facă mobil. Deci, acolo ar trebui un schimb de direcție. 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 Dar ăla, dacă nu facem un șans pe acolo, de stabil, de mare, și la altul lui, el vrea de bucată, mă. Betonat până mai la mare, acolo, eu tot timpul s-a promenat că trece și buria. Ca să putem face betonat, ar trebui să facem un schimb de teren cu omul acolo. Păi nu, dar el a cerut. Dacă îi dați la deal acolo, la noi, la păduri acolo, cum ies, ziceau vizele acolo, în teren acolo, el îl cerează tot locul ăla. Mă zic, până la urmă, facem și vreți, dacă îl primi și nu se va. Haideți să vină. Nu, omul se vină ca să vină, să vină. Ca să vină. Da, altceva. Pentru că rămân cu încrederea că kilometrul ăla se-a plinit la noi în blocul de asfalt, dacă se vorbe, îl desfacem, se vezi în trei. Nu se vorbe. Noi l-am prins. Rămân cu încrederea asta și restul drumului sunt foarte multe de colonul acolo, așa, deci trebuie bani. Deci tot de spune și sunt probleme. Dar în timp poate fi rezolvat să mă spun dumneavoastră, deci încep cu încep. Da, mulțumesc. Da, domnule primar, ce planuri manageriale mai aveți pe echipa de fotbal la Drumești și care este rolul acelui comitet director format? De ce întreb lucrurile astea? Pentru că deja sunt jucători de la Drumești care au plecat din cauza situației financiare care nici nu a fost și nici nu este sigură, au plecat la Măgirești, unde li se oferă 150 de lei pe joc. Da, o situație aparte are jucătorul în boată. Jucător de bază în echipă, care pentru a fi prezent la meciurile de campionat și-a dat demisia de la locul de muncă, care lucra, ca să poată fi sănătate și nimic a văzut. Și își caută pe locul de muncă. El lucra în Bacău, locuia în Bacău. Da. Și fiecare deplasare lui de la Bacău la Drumești a costat 50 de lei. Ar fi păcat că o bază sportivă pe care eu deja o văd interesantă, frumoasă, pentru că eu am fost acolo, domnule primar. Mă bucur. Am fost acolo. Vedeți ce apreciere la munca noastră. La munca noastră. Da. Ar fi păcat să nu avem și o echipă competitivă și să ajungem în campionatul viitor să fim ciuca bătăie. Pentru că nu mai sunt băieți. Deci eu am stat de vorbă cu ei, au stat și mă gândesc mereu. Am să vă răspund. În primul rând, știți că eu sunt un om foarte serios și ce îmi propun aia fac. Investițiile pe care le vedeți acolo fac parte dintr-o gândire logică. Dacă anul trecut, în decembrie, am cumpărat acea bază sportivă, când nimeni nu mai credea, am ăsta îndemărat din bugetul local niște investiții care, cred eu, că va face din acea bază să fie funcțională și, mă rog, credeți dumneavoastră că eu am permis să luăm niște bani fără să am o echipă acolo? Așa, după părerea păi, asta. Aici, de la mie, facem o bază sportivă frumoasă și deci, nu cu siguranță, cu siguranță, nu vom avea acolo o investiție în baza sportivă făcută în bani. Tocmai cu asta nu ceva, ce valori menționale aveți. Vreau să vă mai spun ceva. N-aș vrea ca dumneavoastră să credeți că aici, la primărie, sunt resurse inepuizabile de bani. Și ne apucăm acum de a arunca cu bani în stânga și dreapta. Pentru că prioritățile noastre ați văzut că sunt altele. Drumurile sunt stricate după inundații. Rigolele nu sunt în cartierul Goiană, cum le-ați povestit și dumneavoastră. Toate părăile de pe raza Drămâneștiului sunt colmatate, digurile sunt rupte și atunci, din 2 lei, ce fac prima dată? Ce fac prima dată? Păi mai tăiem, va trebui să... Mai tăiem de la organizarea unor zile de al orașului Drămânești, de exemplu, dacă tot... Ce spuneți dumneavoastră, suna populism. Nu suna populism. Deci suna populism. Deci eu am întrebat, domnule primar. Deci eu am spus așa. Cu siguranță. Acel plan managerial aveți deci, echipa de cu siguranță. Acea echipă va exista acolo. Da? Cu bunele și cu relele ei. Eu v-aș întreba și eu, dumneavoastră, în calitate de membru în acel Consiliu Director, ați făcut ceva? Vă spun că prea mult, prea mult în da. M-aș bucura dacă ați reușit să veniți cu niște soluții altele decât acele mai. Deci eu vă pot spune în secunda asta că acea echipă va funcționa și în 2018 în campionat. Va trebui să găsim o resursă pe care nu am acum. Să dăm un minim, minimorum acolo, nu știu, 50 de lei ceva. Și am avut o discuție cu Radu Ienache.
Deci, acolo este, aici era întrebarea. Eu știu ce vorbesc, da? Că veniți, deci, veniți, veniți, voi n-are rost să... la mine când oferiți 30 de lei de mei. N-are rost să intrați în panică. Dacă aveți o nelăbărire, întrebați-vă cu mine, nu știu, 30 de lei, nu știu de unde ați auzit-o, dar, mă rog, cred că... Tot de la fotbalist. S-a mai... De la fotbalist. Da? Deci, cu siguranță, nu permit să fac o investiție din Consiliul Local în acea bază sportivă și să nu avem echipă de fotbal. Dar nici nu permit să aloc acolo resurse în echipa de fotbal nelimitată, pentru că le avem. Dacă nu ne, nu s-a întâmplat pagula asta de 70 de miliarde, care nu poate nimeni susține, da? Și ce spunea domnul Abel, Dumnezeu ne-a dat, asta e. 70 de miliarde pe care n-avem de unde. Cu siguranță, oamenii nu aveau 50 de lei primă de joc, ci poate aveau 100 de lei sau 150 de lei. Da, deocamdată asta e. Bun, deci, cu siguranță, planul meu managerial, pe care nu o să-l fac acum public, are în vedere echipa de fotbal. Pentru că fără echipă de fotbal acolo, toată investiția este zero. Da? Deci, cu siguranță, încercați să convingeți acei băieți să rămână alături de echipă, că vor veni și vremuri mai pentru că baza sportivă se va face, și... se va face și o bază de agrement. De agrement. Păi am văzut că dumneavoastră v-ați abținut la niște proiecte pe care astăzi le-am pus pe ordinea de zi din fonduri europene. Și mă întreb și eu dacă dumneavoastră aveți atâta suspiciune vis-a-vis de fonduri europene, de ce aș mai face un proiect, nu știu de care? Primar, eu m-am abținut din motive personale și este legat de data când mi-a venit și am spus și sunt data trecută. Nu cred că a fost, domnule primar, nu cred că a fost un tip care să fiu împotriva proiectul în vreau să vă spun așa. Rupem de 2 ani și împreună. Vorbim de baza sportivă, da? Da. Și în acel plan managerial, cum ai spus tu, vizez un proiect cu fonduri europene care are o sumă destul de consistentă. Nu s-a deschis axa de finanțare, dar eu o știu pe din afară, da? Pentru construirea unui centru acolo, pe cei 5.000 de metri pătrați adiacenți, de aia am și făcut poartea aia. Cei care au trecut acolo și au văzut că acel gard are o poartă în partea aia, să știți că nu are degeaba, da? Dacă se va deschide axa de finanțare și am avut discuții la nivel de mai sus de Comisia Europeană și am înțeles că s-ar părea că anul ăsta se deschide o axă de finanțare pentru așa ceva, cu siguranță vom depune un proiect. Acum, dacă îl vom și obține, are altceva. Dar am spus că acolo încercăm să dăm valoare acelui teren, un complex de servicii sportive în așa fel încât peste câțiva ani să nu ne mai plângem când avem bani. Pentru că dacă vor veni în cantonament acolo, echipe altele decât așa, vom reuși să obținem niște bani care să finanțeze echipa noastră. Da? Deci le am în vedere asta și dacă banul, sau nu știu, la începutul anului vă spuneam că vom depune un proiect pe Centrul Cultural de Mira, astăzi l-am făcut. Da? Deci este în vedere cu siguranță de da. O altă întrebare, dacă sunt timp de antenă la cele două televiziuni care transmit ședințele Consiliului Local. Dacă sunt timp de antenă alocați pentru formațiunile politice care urmează Consiliul Local, din ce știu, timpii de antenă sunt alocați în campania electorală. Atât. S-ar putea să greșesc. Da. Ceea ce fac dumnealor aici, vin să filmeze aceste ședințe de Consiliul Local, să ia pulsul comunității și nu mă refer la asta, mă refer la formațiunile politice în campania electorală. În campania electorală și participă la timp de antenă. Deocamdată să vă mai avem timp. Am mirea o întrebare. Și legat de salarii, da? Hotărârea 171. Hotărârea 171. Iar ca și situația exact funcția, deci primarul și primar secretar, clasa de salarizare, sporul, tot ce este. Dar noi nu avem spor în afară de cel de vechime. Nu există în și este acolo totalul. Sigur, sigur. Uitați-vă acolo. Hașele 171. Pe 2006. Vă rog. Dori o complexă și o interacție. La cerința colegiului nostru. Suntem întrebați și nu suntem pregătiți. Și cred că dumneavoastră fiind purtătorul de cuvânt a comunității și a Consiliului Local, să confirmați că noi avem o indemnizație de cu ședințe extraordinare de până în 700 de lei. Doamna consilier, dar cum ați luat? Nu, păi până se înțelege 700, dar e 600 și 700. Până în suma aceasta. Și nu avem 1.000 de lei, cum spune toată lumea,
vorbește, încerc să vorbește. În comunitate, suntem întrebați că de asta nu sunt bani, că noi suntem plătiți destul de generos. Da, cu siguranță cineva rău intenționat a lansat zvonul. Eu vreau să vă spun că pentru o ședință a Consiliului Local, un consilier beneficiază de 400 de lei. 400 de lei, da? Deci de 400 de lei a fost hotărârea dată în, nu știu, decembrie. Deci o ședință. Da, să știți că iar se înțelege greșit. Pentru că o să spuneți extraordinară, două ședințe, deci 8 milioane. Nu este așa. Nu este așa. Deci o ședință dublă. Deci o ședință... ședința. Da, hai să vă explic eu. Din această sumă, aceasta este o sumă brută. Da. Din această sumă se rețin drepturile prevăzute de lege. Nu știu ce acolo, impozit și ce mai acolo. Deci, în cea mai bună variantă, când avem și ședințe extraordinare, un consilier care participă la toate ședințele nu poate lua mai mult de 700 de lei. Mai exact 600 de lei. Am exact cât înainte la o lunară. 614. Exact 614. 614. Cu toate extraordinare. Deci în condițiile în care este o ședință, da, în condițiile în care este o lună bine. Două dacă luna ai prevoie, dacă mai trebuie să clarific ceva și sunt... Deci asta e exact 614 lei, dacă avem extraordinare. Deci ce spun consilierul de la Său, la Fraierise? Deci noi suntem la Dărmăneș și avem problemele noastre. Cei de la Său, e problema lor, da? Ei judecă comunitatea de la Său. Dacă mai aveți întrebări. Dacă mai aveți întrebări. Dacă nu mulțumesc, mai are bine. Mă rog, mai are bine. Da. Nu, vreau să vă... propune. În primul rând, o chestie destul de delicată care se întâmplă în zona centrală. Seara, sau de multe ori și ziua, o vine de 7-8-10 copii de rog cu bicicletă și mă zic, o să iau plină. Vin cu mașină când vezi copii în față. Dar nu că e habar nu ce, ei flacționeze și am dorit în fața mea. Deci există un pericol iminent de accident. Ar trebui cineva să intervină. Deci am avut solicitări și vă cer părerea ca sâmbătă și duminica. Nu aveți răbdare de sâmbătă. Nu, se închide centrul de la ANL până la sesul girator. Și asta nu vine din partea oamenilor. Am mai avut discuția asta și nu suntem împozită. Și o altă propunere de-a mea. Iarăși am intrat în vară la imediat trece, în afară de faptul că avem probleme cu șosele, s-au aprobat din oameni să viziteze coada lacul, să viziteze barajul. Nu avem alt obiectiv turistic. Nu voie nici să coboare până pe magazinul barajului. E acolo e. Oricine vrea să vadă barajul ăsta, să duce pe vugă la lac și vede așa, cine mai tot tăi am putut. Eu am putut. Dar vă rog frumos, avem un pic de răbdare. Dar nu mai continuă, nu ne mai întreb. Și propunerea mea era așa, în afară de faptul că acolo, în zona zidului barajului, s-ar putea face un loc amenajat pentru turiști să vină să facă o poză, să stea un pic acolo, să odihnească. Ce mai chiar acoperit? Eu am văzut în multe stațiuni până în văd, niște edificii de genul, sunt numai ceva observator, ceva de văzut, o zonă frumoasă. Pe urmă, o propunere care o fac eu de ani de zile, ar trebui să luăm legătura cu domnii de la Rapid, ei, a lor e barajul, să ne dea voie să trecem pe autoturismele pe zborul barajului. Nu avem voie să oprim. Nu stăm să facem, dar să ne dea voie să trecem. Să trecem pe partea aia la barajului cu mașina. Ce să vizităm dacă nu trecem pe drumul rău și pe aici? Pe acolo nu avem voie să trecem. Cu Ligmo să ia drumul ăla dreapta tehnică a barajului din cauza să rămână cu proprietatea. Noastră să trecem, să facem turism pe acolo. Ori pentru trecerea cu autoturismul, am văzut și camerele care trecau aprobarea lor. Nu se strică barajul. Unu. Doi. Dacă chiar e necesar, plătim 5 lei de o taxă de trecere pe pod. Dar 5 lei, 3 lei de trecut pe pod. Dar să-ți dea voie să treci. Și așa, nu avem mai mare lucru de vizitat de atunci. Dacă o obturăm și aia ce avem. Deci ar trebui niște intervenții substanțiale să rezolvăm cu ăsta, să ne dea voie să trecem, să vizităm și urmă, următorul pas ar fi să amenajăm niște locuri de popas, sau așa, niște
poietice, parcare, o masă, un coș. Doamna Consiliu, îți pot să vă răspund? Da. Marea rău că noi Costin am plecat, eu am avut aceste discuții purtate deja cu cei de la apele române legate posibilitatea de a traversa barajul pe zi. Răspunsul a fost categoric nu. Și au și argumentat. Ce voi face în perioada următoare? Voi face o adresă scrisă la solicitarea Consiliului Local, în vederea dezvoltării turismului, da? Să vedem ce răspuns dau, dar cu siguranță răspunsul va fi nu și au și argumentat. Un. Doi la mână. Legat de turiștii care vin să viziteze barajul, să știți că eu am fost cu mai multe grupuri până la baza barajului și nu ne-au oprit nimeni, că ne-au limitat în sensul să nu trecem de acel lugar, să nu facă poze, nu știu cine fac acolo. Am să întreb dacă sunt de acord ca să, nu știu, să amenajăm un observator acolo la bază, deși acel perimetru este acolo și, la bază, și sus, și sus, să vedem unde. Deci, în funcție de ce răspuns îmi dau, luăm o decizie. Dar pe zi, cu siguranță, și era foarte... Răspunsul îmi dau eu acum. Ce îmi dau eu? Ei vă argumentez de mult. Deci trebuie să trecem peste ei. La directorul de altă parte, eu nu am multe parte de România. Mergem mai departe, domnule. Nu știu ce acum argumentează, că la Dumnezeu că e unul din puține soli care vin din baraj din România, putem să plecem. Haideți să fac o adresă, dar eu am zis să mergem la Dumnezeu. Să facem la Bacău în primul rând, vedem ce răspuns și în funcție de asta... În 2008 fac propuneri din ăsta, dar nu s-a dus la deci ei de fiecare dată au fost foarte clar, nu se poate și fără să ne argumenteze. Acum vă mai spun un lucru, să știți că sunt lucruri care nu țin neapărat de apele române, pentru că este un obiectiv de nivel strategic și acolo sunt alte instituții ale statului care pun o prelege. Da. Să vă să mai întrebăm domnul primar, dacă apele române plătesc impozit pe terenul care ocupă barajul? Deci, în fiecare an, nouă ni se transmite către societățile din, da? Care este obligația lor fiscală față de primării. Am să scot să vezi exact ce plătesc, dar sunt, vreau să vă spun că sunt instituții care sunt, pentru că, atenție, pentru că sunt de utilitate publică, nu plătesc nimic. Este dată o hotărâre de guvern care spune că acolo unde sunt, acolo unde sunt instituții care se servesc, eu știu, comunități majore... Ar trebui ca noi să nu le plătim și noi apa, că noi instituții deci, era... Știți ce era ceva normal? Adică ce ai spus cu mai bine. Datorită faptului că avem acest obiectiv aici, măcar să fie avut un discount la factura de apă. Să zici, bă, băieți, acolo 20%, 30% mai darci. Ar trebui să încercăm să forțăm și noi multa cumva în urmă. Dacă nu... Da. E o problemă pe care nu poți să scurt o problemă. Este o problemă cu mănăstirea noastră din Sfântul Iliu în Mărăcoare. Nu e noastră, ce e la trei votare. Ea, direct, e registrată pe persoanții celor ce din profesorul cu o buie, eu vă mulțumim de acolo. Deci mănăstirea este în locul saltului focului. Cu mult, da. Ce spun eu? În altul este. Mănăstirea, mănăstirea, aia e niște... Era bună. Este drumul forestier. Este drumul.